Salut, sunt Vlad de la tutorialevideo.info și în acest tutorial vom vedea, vă voi arăta de fapt că pozele de pe Facebook nu pot fi șterse definitiv, dar orice am face rămân pe serverele Facebook, din păcate. Dacă veți spune la început că este ilegal ca Facebook-ul să facă acest lucru, dar dacă veți citi termenii și condițiile Facebook, veți vedea la un moment dat că scrie că Facebook poate păstra acele poze până la 20 de ani în serverele lui. Probabil mulți nu mă veți crede, așa că vă voi demonstra. Și sper că odată cu acest tutorial veți avea mai multă grijă la pozele pe care le veți uploada pe Facebook. Nu cred că această metodă funcționează și pentru status update sau pentru videoclipuri, dar doar pentru poze. Sau poate pentru videoclipuri și pentru videoclipuri. Am deschis și eu browserul, mi-am accesat contul, mă puteți adăuga dacă vreți. Am făcut un print screen. Da, o să opresc acea extensie că mă enervează. Un print screen și am numit-o test tutoriale video. O voi uploada. Dăm aici fotografie, încarcă fotografii clip video și o voi selecta de aici. Ok, open. Și voi scrie aici: acesta este un test pentru tutorialul. Ups. Video despre Facebook pe care îl puteți viziona pe tutorialevideo.info. Ok, dăm postează. Avem această fotografie. Totul ok, totul în regulă. O voi deschide într-un tab nou, voi ține drag and drop și o voi trage într-un tab nou. Și voi merge frumos la opțiuni, șterge această fotografie. Dăm un reload să vedem dacă s-a șters. Cred că s-a șters. Dacă nu, vom reveni și vom da din nou delete sau șterge această fotografie. Amintiți-vă, avem aici linkul, da? Am luat-o cu un drag and drop și am tras-o într-un tab nou. Ok, vom accesa iar facebook.com să vedem dacă mai este pe profil, pentru că nu vreau să mai fie, vreau să vă dovedesc că nu mai este, că am scăpat de ea. Văd că nu mai merge acum Facebook-ul. Voi accesa din nou profilul meu, că mai este. Haideți să dăm din nou aici și șterge fotografie, șterge fotografia. Ok, acum chiar am șters-o, voi închide aici. Uitați-vă, avem tabul, voi veți spune că dacă vom da refresh, va dispărea. Voi lua mai întâi cu copy linkul, dăm refresh. Da, nimic, da? Veți spune că este din cauza că a rămas în cache-ul browserului. Am deschis Internet Explorer in private, accesez și eu google.com, apăs combinația de taste Ctrl Shift Delete ca să șterg tot, da? Delete. Și amintiți-vă, am luat acel link cu copy, vom pasta aici, paste, dăm enter și uitați aceeași fotografie. Aceasta este de la Camtasia, am făcut-o înainte să încep captura desktop, da? Da, este aceeași poză, să nu ziceți că este alta. Bine, calitatea nu este aceeași pentru că în momentul uploadării pe Facebook, dacă n-am bifat calitate înaltă, fotografia își pierde din calitate. Cam atât a fost pentru tutorialul de astăzi. Sper că v-am lămurit cu pozele de pe Facebook. Sper să aveți mai multă grijă la ce puneți pe Facebook. Eu am fost Vlad, voi sunteți pe tutorialevideo.info, la revedere!